Întâmplarea asta ce vă povestesc acum este una dintre cele mai periculoase situații prin care am trecut. Din respect față de voi, vă salut pe toți prietenilor care mă urmăriți, care mă apreciați, vă salut pe toți și aveți tot respectul meu. Căutam să cumpăr o mașină pe internet. Bineînțeles, să o cumpăr și să o vând. Bă, și găsesc una pe internet din Alicante. Arăta bine mașina, în poze, prețul bun și sunt pe proprietar. Îi cer câteva detalii despre mașină și îl întreb unde îl găsesc, unde ne putem întâlni să văd mașina. Zice în Alicante. În Alicante, când ajungi în Alicante, zice în centru, poți să mă suni și vin eu cu mașina, o vezi, ne întâlnim și probez mașina. Bun, stabilesc cu proprietarul pentru a doua zi. Ce zice proprietarul? În jur de 1, 2, te aștept în Alicante. Că i-am spus că sunt din Almeria și mâine, cum ar fi, vin în Alicante. Bine, bine, zice proprietarul. Bă, era ceasul 10, 11, ziua, știi? Eu ce zic? Bă, hai că dacă mă întâlnesc cu ăsta mâine, hai să mai caut una, două, tot acolo în Alicante. Zic, dacă mă duc în Alicante, să nu mă duc degeaba dacă nu fac treabă cu ăsta, dacă nu mă înțeleg cu el la preț, la asta, și nu rezolv cu el, să mai am cel puțin două de rezervă, să mă duc să văd, poate una din trei, zic, o-i lua. Bă, fraților, și mai caut pe internet, încă două, le găsesc tot prin Alicante, vorbesc cu proprietarii, stabilesc cum ar fi tot pentru a doua zi, să ne întâlnim. Gata, toate bune și frumoase. Ce mă gândesc? Zic, bă, hai să plec în Alicante, îmi iau o cameră la hotel, acolo, stau și eu vreo 2 zile, 3 zile prin Alicante, dacă nu-i rezolva cu ăștia nimic și tot sunt acolo, intru pe internet, caut și nu plec din zona aia de acolo, fără o mașină, cel puțin zic, să iau o mașină. Dacă tot bat atâta drum din Almeria în Alicante. Bun. Gata, mă pun la drum, îmi iau banii la mine, îmi iau tot. Bineînțeles că eu, fără piatră, lichid, cântar, nu plecam de acasă. Astea ce cumpăram eu aur, știi, să le probez. Ajung în Alicante cu gândul să-mi pun anunț pe internet, cumpăr aur. Acolo pe raza asta, știi? Alicante. Cumpăr aur. Bă, ajung în Alicante, îmi găsesc o cameră la hotel. Bun, rămân la hotel. Pun anunțul pe internet. Cumpăr aur. Alicante, știi? Fiți atenți aici. Bă, prietenilor, fiți atenți să vedeți și voi. Ajung în seara aia la hotel, pac, îmi pun anunțul pe internet, zic, dacă stau 2-3 zile, să am anunțul pus, știi? Pun anunțul pe internet și rămân peste noapte acolo la hotel. A doua zi, vine ora să mă întâlnesc cu ăsta, să văd mașina, primul cu care am vorbit, să văd mașina. Îl sun pe ăsta, era ceasul 12. Zic, domnule, uite, eu sunt în Alicante, când poți, spunem și ne întâlnim. Îți las locația, sunt în centru la o terasă, când poți tu, ne întâlnim. Păi, zice, eu pot. Eu pot, uite, îți las locația dacă vrei unde sunt eu, zice ăsta, și vino direct aici că sunt în parcare cu mașina. Bine. Bă, când am auzit că e în parcare cu mașina, eu m-am gândit că e vreun samsar de ăsta, de cumpăra și el și vindea și el, știi, mașini.
Na, te gândești, știi? Zic, bă, de ce nu-mi lasă asta locația de la el de acasă și îmi lasă locația din parcare? Bun. Zic, hai mă, vedem ce-o fi acolo. Ajung la proprietarul ăsta de vindea mașina. Mă, parcarea era în fața blocului, unde stătea el. Acolo stătea el, știi? Un om, cum să spun eu, foarte de treabă, un spaniol. 45-50 de ani, de treabă, spaniolul. Zice, uite, asta e mașina, ia-o, probează-o, ia cheile, du-te cu ea, probează-o, zice, eu te aștept aici, du-te cu ea la service, du-te unde vrei și vii și îmi spui dacă ești mulțumit sau nu, dacă o cumperi sau nu. Bă, iau mașina și mă duc. Mă, era vorba de un Volkswagen Passat. Un Volkswagen Passat. Bă, iau mașina, mă duc cu ea și o probez. Știi? Probez mașina, mașina bună. Mergea bine, n-avea nicio problemă. Mă întorc cu ea la ăsta în parcare. Negociem și prețul. Zic, hai să mai discutăm la preț. Zic, ai zis că e ceva negociabil. Și el zice, ușor negociabil, zice, uite cât sunt eu dispus să îți las în preț, mai jos de atât, zice, nu pot să-ți las, n-are rost să mai negociem, mai jos de atât, zice, că nu se poate. Și mașina nu o vând fără transferență, zice. Ca să-ți fie clar și să știi, de acum îți spun, că eu le mai luam cu act de vânzare-cumpărare, v-am spus eu vouă, ca să nu plătesc eu transferența și pe urmă când o cumpără ăla să o plătească și el, să... era câteva sute de euro, știi? Zice, nu vând mașina fără transferență, adică să o treacă direct pe numele meu, după numele lui, pe numele meu, nu cu contract de vânzare-cumpărare. Hopa! Zic, bă, asta e. Mai îmi lăsa el ceva la bani. Asta e, zic, mașina bună, prețul bun, am să fac actele cu el. Știi? Hai să fac actele cu el. Ajung cu ăsta, fac actele, merge la chestorie, în fine. Trece mașina pe numele meu, o iau cu transferență cu tot, am luat-o bine la preț, bine rău. Acum voi, sunt sigur că mă întrebați cum mă întorceam eu din Alicante cu două mașini înapoi în Almeria. Și uite că o să vă spun pentru că știu că vă prinde de bine la mulți dintre voi șmecheria asta, ce vă spun eu acum. Că de-aia, cum spune și voi în secțiunea pentru comentarii, sunt unicul cu ceea ce fac pe YouTube și sunt adevărate lecții de viață vlogurile mele. Mă bucur că le apreciați. Eu ce făceam? Cum procedam eu? Când nu luam pe nimeni cu mine, în deplasări vorbesc, la distanțe de astea mari, când nu luam pe nimeni cu mine ca să conducă mașina mea înapoi acasă și eu să o conduc pe aia de o cumpăram, sunam la asigurare. Mașina având asigurare în zona unde locuiam eu, Almeria, Rocheta, zona asta unde locuiam eu, ce făceam? Sunam la asigurare. Domne, uite, mașina mea e asigurată la compania voastră, sunt din Rocheta, unde stăteam eu. Sunt din Rocheta, sunt în Alicante, mi s-a spart radiatorul de apă sau vreun furtun ce spuneam eu acolo, mi-a curs apa din mașină și nu mai pot să ajung acasă. N-am bani să o duc la servis aici, vreau să îmi duce și mie cu platforma, să vină grua platforma. Să vină grua, să-mi ia și mie mașina, să-mi o duc acasă, că o duc la service acolo unde locuiesc eu. Ce făceam? Scoteam furtunul de la apă, dăteam drumul la apă din radiator curgea, băgam furtunul înapoi, gata. Când venea ăla cu grua, spuneam, domnule, uite, a curs apa jos, din mașină, s-a spart un furtun, s-a spart radiatorul, nu știu ce s-o fi spart acolo, că îmi curge apa. Mi-a ridicat și apa în bord, puneam să-l sperii, știi? Mi-o fi înțepat și garnitura, nu știu ce-o fi făcut, zic că nu mai pot să plec cu ea.
Bun, ăla o urca pe platformă, că e gratis. Bă, în străinătate, în toată Europa asta, nu știu, Bulgaria, toată Europa asta, uite, care pe unde sunteți, chiar vă rog eu frumos să-mi scrieți în comentarii, care pe unde sunteți plecați afară în străinătate, dacă la voi este aceeași lege. Nu știu, în alte țări, oriunde ați fi voi, să-mi scrieți, dacă este la fel cu asigurarea. Deci vine și te ia gratis. Ai o pană, vine după tine grua, schimbă roata. Pac, pac, gratis. Orice se întâmplă, auzi, îți plătește și hotelul. Dacă te duci în altă parte, ești obligat să-ți plătească hotelul. În fine. Deci, așa este în străinătate. Eu ce făceam? Trimiteam mașina mea acasă cu grua, cu platforma și rămâneam cu aia unde am cumpărat-o și veneam eu cu ea. Ați înțeles? Și în situația asta scuteam și niște bani, banii de motorină. Bă, îmi trimit mașina acasă, sunt la platformă, trimit mașina acasă. Bang, bang, gata. Bun, acum ce zic? Bă, am rămas în Alicante, mi-am pus anunț pe internet, hai să mai stau pe aici 2-3 zile pe la hotel, poate mai fac și o șmecherie, una alta pe aici. Bă, rămân la hotel acolo. După amiaza, deci am luat mașina 1-2 cât era ceasul, după amiaza, 7-8, seara așa, sună telefonul. Cartela nouă. Deci eu când mi-am pus anunț pe Alicante, Alicante, Benidorm, zona aia acolo, când mi-am pus anunț pe internet din Alicante că cumpăr aur, pe raza aia, mi-am cumpărat cartelă nouă. Deci în momentul când suna telefonul la cartela aia nouă, să fiu sigur că e după anunț. Hai să vedeți și voi ce s-a întâmplat. Am întâmpinat multe, mă. Multe am întâmpinat în ceea ce făceam eu și de-aia v-am spus că asta e una dintre cele mai periculoase situații prin care am trecut. Sună telefonul. Un marocan. După voce, după accent marocan, după cum vorbea și foarte stricat. Am aur de vânzare. Direct așa m-a luat. Am aur de vânzare. Tengo oro, tengo oro pa venderlo, tengo oro. Am aur de vânzare. Zic, de unde ești, de unde eres? Alicante? Vivo în Alicante, zice, în Alicante, centro, centro. Făcea marocanul, centru, centru, Alicante. Bă, zic, lasă-mi locația de unde ești și într-un sfert de oră, 20 de minute, sunt la tine acasă, dacă ești chiar în centru. Că eu eram tot acolo în centru. Lasă-mi locația că vin. Vale, vale, una pregunta, vene solo, solo? Făcea marocanul, știi? Zice, am o întrebare, vii singur, singur? Zic, si. Da, zic, solo vin, singur. Ah, vale, vale, vale. Bine, bine, bine. Bă, mă gândeam acum, le-o fi frică de poliție, le-o fi frică, știi? Hoți. Ăștia îmi vindeau mie aur, dar nu veneau unul, că v-am mai spus eu. Ăștia d-aveau acte la aur, nu veneau să-mi vândă mie aurul. Se duceau și vindea la bijuterie. Le dătea și preț mai bun și că aveau acte. Ăștia care n-aveau acte și erau ceap-cearap, ciordit aurul, căuta pe internet și suna, mă găsea pe mine, pe ăla, pe ăla. Că v-am spus eu, nu toți aveau curaj să se ducă la locație. Aveau anunțuri pe internet, cumpărau, dar nu se duceau în casă la clienți. Mai ales la marocani, la ruși, la africani. Păi să vă povestesc ce am pățit cu rușii, ce am pățit cu africanii, hai de lituani, în fine. Și lasă asta locația, mă. Bun. Bă, îmi iau banii? Îmi iau piatră, îmi iau lichid, cântar și mă duc la ăsta acasă, la marocan. Stătea la etajul 3 marocanul. Ajung acolo, parchez mașina. Zic, bă, hai să vedem ce facem. Sunt pe marocan, vezi că am ajuns la tine. Urc sus să-mi deschizi ușa. Bine, bine, zice, te aștept.
Fiți atenți, voi fraților. Fiți atenți aici să vedeți și voi când te învârți în lumea asta să vezi ce întâmpini și ce întâlnești. Ajung la marocan, deschide marocanul ușa. Bă, parcă-l văd la bustul gol, marocanul, o freză de-aia pe el, înțelegi? În fine, deschide ușa cu niște figuri, pasă, pasă, pasă. Tu romanul, tu romanul, zice lui, tu ești român, tu ești român? Zic, si, si, da, da, zic, sunt român. A, vale, vale, bine, bine, zice. Intru în casă. Băi, când am intrat în apartament, erau apartamente de-alea de bancă, apartamente jegoase, unde stăteau numai marocani, africani, negri. Băi, dacă vedeți ce era pe scară acolo și miros, deci miros de iarbă. Nu trifoi și lucernă, vă dați seama. Nu pe pădie, iarbă. Băi, mirosea, mamă, când deschide ăsta ușa, bă, un miros și un fum acolo în apartament, îl tăie cu cuțitul. E obișnuit. Știam că ăștia care se ocupau cu ceap-cearap, consumau, foloseau. Intru în apartament, zic, bă, băieți, amigos, prietenilor, zic, hai că mă grăbesc, scoateți ce aveți aici de vânzare, erau doi marocani, scoateți ce aveți de vânzare, puneți aici pe masă, că mă grăbesc, zic, am treabă, hai, să facem treabă, că plec. Bă, să nu stau mult în fumul ăla acolo, că nu puteai să știi, poate că în fumul ăla îți dătea și de-alea să te ia somnul. Mi-era de la fumul ăla, zic, să nu mai ia treacu de cap, să nu o iau razna, să nu, înțelegi, să nu mă drogheze, bă. Vorba, zic, nu mai știu ce fac aici. Eu, dacă nu eram obișnuit, eu, dacă am făcut sport, niciodată n-am fumat, nici măcar țigară normală, înțelegeți? Apoi, de-alea. Și pe mine mă lua imediat și de la fumul ăla din casă putea să mă ia. În fine. Hai, zic, repede, puneți pe masă ce aveți, că mă grăbesc. Ăla zice, ombre, omule, zice, ce atâta prisa, ce atâta gravă. Deci la prisa, zice, lasă graba, tai liniștit, simte-te cum în tu casa, zice, simte-te ca la tine acasă, zice el. Tai liniștit ca să facem treabă, noi avem aur mult, marocanul. Bun, mă așez la masă. Fiți atenți aici, că vă spun acum cum stă treaba în casă, ca să înțelegeți. Intrai pe ușă, cum să, așa vă arăt. Intrai pe ușă, hol. În partea dreaptă, stângă, în partea stângă, masa. Scaune, drept înainte, ușa la balcon, v-am spus uși de-alea, așa au spanioli, uși de sticlă. În partea dreaptă, hol, dormitoare, bam, bam, baie, bucătărie, ce aveau ei acolo. Pe partea stângă, masa. Intru în apartament, stânga, mă așez la masă, bineînțeles stilul meu, că-l știți, spatele la perete. Când m-am așezat la masă, să nu poți să-mi vină nimic de la spate în caz de ceva. Mă pun la masă, pun, pac, mi-așez scaunul, scot din geanta mea, pac, 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 ce aveam cântar, piatră, lichid. Hai, vă zic, aduce ai de vânzare, pune aici pe masă. Vine ăsta cu o punguță, așa cu aur, vreo 70-80 de grame. Vine cu punga aia, cu aur, o pune pe masă. Ăsta tot este aurul, zice, și este de vânzare. Fă-i ce vrei tu, probează-l, cântărește-l, și ne înțelegem pe urmă la bani. Bine, mă. Probez piesă cu piesă. Fiți atenți aici. Frecat bine pe piatră, dar lichid bine, probate bine piesele. Că i-am văzut că erau trași, atâta ochi aveau în cap. Că erau scafandri. Probez bine, dau pe piatră, cântăresc. E bun, mă. Eu iau toată cantitatea care o aveți aici, zic, o iau.
Zic, fiți atenți aici, eu vă spun prețul cât pot să vă ofer. Atunci, știi? Când făceam eu treaba asta. Câțiva ani în urmă. Mai mult de 16 euro nu pot să vă dau. Bă, ăsta era prețul. 16-17 euro. Eu cu atâta cumpăram. 16-17 euro. Păi, să cumpăra la bijuterie 22-23 de euro. Înțelegeți bine? Că eu îl vindeam nu la bijuterie, îl vindeam așa. Bang, bang. 35-40 de euro gramul. Mai mult de atât, zic, nu pot să vă ofer pe gram. Dă-ne 17 euro. Dă-ne 17 euro, zice, și bate-mi palma. Bă, știau prețul. Haladiți, umblați. 16 jumate, zic, și facem. Hai, zice, cum zici tu, hai, 16 jumate, fă calculul și dă-ne bani. Bă, toate bune și frumoase cu marocanii, nu să uite la cântar, să-mi facă d-alea, a, că mai e prea puțin, a, că e așa, a, că pe invers să caute nod în papură, știi? Toate bune și frumos. Acum, fiți atenți aici ce a urmat. Băi, eu bucuros, băi, bucuros, chiar uite, mă, mâncați, mi-am luat și mașina, am trimis mașina acasă pe aia mea. Acum am găsit și aurul ăsta, mai stau pe aici o zi, două, trei, chiar o săptămână. Vezi ce treabă fac eu pe Alicante, era zonă Alicante, zonă turistică, era lunile de vară când veneau turiștii, turiști mulți, băi, șmecherie pe Alicante și hoz mulți. Aoleu. Aveți grijă care plecați în vacanță, Alicante, Benidorm, aoleu, mare grijă, din zbor vă ia. Azi mai stau pe aici, a zis, să vezi ce fac treaba. Fac calculul la ăștia, fiți atenți aici. Fac calculul la ăștia, ne înțelegem, pe 16 euro jumate. Fac calculul, pac, 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 număr banii, dau banii lui ăsta, ia banii. Ăsta ia banii, îi numără. Ăla de lângă el, marocanul ăla de stătea lângă el, bangala, zdrangala. Ce eu fi zis acolo lui ăsta, că n-am înțeles. Bangolo, dongolo, drongolo, drongolo. Oh, oh, tot, 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 tot. Ce vorbeau ei acolo? Mă, ce dracu au ăștia, zic. Gata. Mi-am dat seama că aici deja să începea ceva. Să urmărea ceva. Mi-am dat seama că urmăresc ceva marocanii. Opa. Era dracu viață, zic, trebuie să mă pun în gardă. Ăla zice, ce bani mi-ai dat aici? Ăsta de-am dat bani. Ce bani mi-ai dat aici? Zic, îți dai seama că sunt euro, dar nu sunt lei românești. Sunt euro. Nu, 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 zice, lasă vrăjeala aia, lasă, zic, de ce îmi dai bani falși? Zice, tu vii aici să faci cu noi, să ne dai nouă bani falși? Bă, și auzi ce face? Dă cu banii, uite așa spre mine, bam, aruncă banii, cum ai dat tu la lăutari fără număr. Băi, arunca banii pe mine, bam, toți banii, ia-ți banii de aici, zice, rumanu, și pleacă de aici, ce faci, dă-ne aurul încoace, dă-ne aurul. Eu eram dincolo de masă și el era aici, știi, și arunca banii pe mine, ia-ți banii de aici și dă-ne aurul, dă aurul încoace, zice, dă pungă încoace. Așa nervos. Băi, zic, ia stai așa puțin, nu că ia-ți banii și arunci banii pe mine, strânge banii, dă-mi banii și ia-ți aur. El, și că manevră, ia-ți banii de aici, cum să iau banii de aici dacă banii s-au împrăștiat la el în casă? Eu acum ce făceam? Mă apucam să adun banii și lua aurul după masă. Îmi lua aurul, poate îmi băga și o torpilă, culcat, ai înțeles? Nu, m-am plecat. M-am ridicat în picioare, am împins scaunul, am împins puțin masa spre măric în picioare. Zic, băi, alo, ce faceți aici? Voi sunteți marocani, eu sunt român. Care e problema? Zic, ce căutați cu mine aici voi? Ia spuneți, mă, ce căutați cu mine? Băi, am luat tare, bă. Ha, n-ai cum altfel. De n-ai sânge în tine. Mă întrebați în comentarii. Mă întreba cineva acolo și o să-i răspund. Băi, rusule, băi, frate, bă. Bă, dar ai avut curaj, bă, să faci atâtea, să te duci în casă la marocani,
Ai curaj, zice, tu ești... Nu ți-a fost frică? Bă, prietenilor, hai să vă spun o treabă. Scurt, așa. Și pe urmă să continui. La mine frică nu există. Niciodată în viața mea mie nu mi-a fost frică de nimeni și de nimic. Doar de Dumnezeu, bineînțeles. Nu mi-este frică. Nu am frică de absolut nimeni. Niciodată. Și pe mine, dacă m-a călcat unul pe coadă, ăla e un om terminat. Ăla e un om terminat. Dar și dacă pe mine mă respectă unul 20%, eu îl respect 70%. Mă respectă 50%, îl respect 100%. Când a greșit, l-am halit. Nu dau voie. Nu dau voie pentru că odată, dacă l-ai lăsat, a doua oară ești mâncat. El o încearcă și dacă ține, ține, a doua oară caută să ți-o dea la cap. Bun, în fine, deci nu mi-a fost frică și niciodată, de absolut nimeni. Băi, și mă ridic în picioare și zic, băi, ce faceți mă aici cu mine? Ce, voi sunteți doi, eu sunt unul, hai spune, ce vreți, o dăm parte în parte, ce vreți, o dăm voi doi, eu unul singur. Hai, ridicați-vă în picioare, zic, luați-vă poziția. Iau aurul, bag în geantă. Băi, în geantă, direct am băgat aurul. Ia aurul după masă, îl bag în geantă. Banii, zic, sunt ai voștri, i-a adunat de aici de jos, aurul e al meu. Când îmi puneți banii în mână, primiți aurul în mână. Dacă nu, facem război. Ce vreți voi? Auziți-vă aici. Ce ieșire să mai am eu din casa lor? Acum vă întreb și eu pe voi, voi cum ați fi procedat? Fiind în locul meu, ăia doi, eu singur, etajul 3, dar nu unde să mă arunc de la balcon, ce eram Superman, să zbor? N-aveam cum să mă arunc sau să fac alte, unde să fug? Pă, aia, na, te prinde, n-ai cum. Eu v-am spus de să iau un câine turbat după tine să te muște, niciodată să nu te întorci cu spatele să fugi. Te întorci cu fața la el și stai față în față cu câinele, nu te dai înapoi, te duci spre el. Înțelegi? Că dacă te-ai întors și ai fugit, te mușcă pe la spate. Băi, față-față cu ei, trag masa așa într-o parte, știi? Haide, mă, zic, care-i treaba? Băi, când iese unul într-un dormitor de acolo, era hol, așa în fața mea, știi, ăștia cu spatele la holul ăla stăteau. Băi, iese unul într-un dormitor de acolo cu o macetă în mână. Atâta macetă, vă mâncava așa. Băi, atâta macetă, uite cu maceta aia în mână. Și spune la ăștia, hondolo, drongolo, ce-o fi zis acolo, să pe el, știi, pe mine, să vină pe mine. Băi, ce fac, mă? Iau sticluța după masă, pun degetul așa în gură la sticlă să dau cu măsură. Băi, și când îi dau lui ăsta de aici, din stânga, cu, direct pe față, mă, cu lichid ăla, direct pe față, am aruncat așa pe fața lui, zbang și lui ăla din dreapta pe față, eu v-am spus, lichidul ăsta de probat aurul cu el, găurește fierul, l-ai pus pe fier, trece pe fier. Găurește fierul. Apoi pe om arde carnea pe el. Topește carnea pe el. Nu imediat, la secundă, dar în câteva secunde, gata, își face efect. Băi, direct pe față, zbang, zbang. Mă, când au fost ăștia, a început să țipe acolo, țipau marocanii, bă, ca din gură de șarpe. Și eu țin spre ăla, vină încoace, zic, vină încoace, bă, vină mă încoace. Vem pe acasă, vem pe acasă. Bă, tare. Mă, când a văzut marocanul, bă, mă enervasem. Eu când mă enervez să ferească Dumnezeu, să mai stea unul în fața mea când sunt nervos, aoleu, ferească Dumnezeu. Fii mă încoace, zic. Bă, el mâncam pe ăla, mă, cu maceta aia în mână. Luasem scaunul, zic, îi dau, îl mânca, mă. El pe hol acolo, eu vreau să mă duc spre el pe hol, să nu vină încoace în living, să aibă loc în living, să se miște, să dea din mână, să ducă stânga, dreapta cu maceta, că era periculos. Zic, acolo pe hol îl prind la înghesuială, n-are loc mare să miște. L-am prins cu scaunul ăsta, bam, 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 îi dau câteva scaune până îl prind pe pumn. Îl mănânc, zic, acolo, îl toc. Bă, când a văzut marocanul că am dat lichid și pe ăla, și pe ăla, și mă duc spre el, a fugit marocanul. Marocanii, eu v-am spus, mă, sunt fricoși. Ca să știți de la mine ce vă spun, marocanii sunt fricoși. Marocanii n-au sânge în ei.
Ei cu ce? Cuțit, pistol, cu astea sunt ei buni. Bă, ia să vă uitau acolo, cu mâinile la față. Iar de aia vă dați seama. Bă, și mă duc spre ăla. Eu cu ce vă povestesc, durează câteva minute ca să detaliez pas cu pas. Dar atunci s-a întâmplat în 5 secunde, poate. Nici atâta. Bang, 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 spre ăla. Ăla când a fost a fugit în cameră, băi. În dormitor a închis ușa. Dar eu ce era să fac? Dar nu mă duceam acum să fug după ăla în dormitor să ce să fac? No. Bineînțeles, direct spre ușă. Tai-o! La ușă, ăia acolo, să văitau pe jos, sau au, să fereau, știi, să nu arunc pe ei. Ăla în dormitor a fugit, tai-o pe ușă. N-am mai stat să iau bandul pe jos, să iau 50-100 de euro, cine știe ce se întâmplă. La ușă am deschis ușa, aurul aveam la mine, deschid și fug. Am fugit, bă, direct, du-te. Am ieșit de acolo din casă și am fugit. Nu mi-am închis telefonul, numărul la care l-aveam, nu. L-am lăsat să văd. Mă sună, mă caută, să vedem ce vor să fac, ce au de gând să facem. Ce să mă sune, mă? Bă, nimic. Nu m-au mai sunat, nu m-a căutat nimic. Și-au dat seama cu cine a avut de-a face și și-au dat seama că cu mine n-a fost de joacă. Eu acum vă întreb pe voi. Ce s-ar fi întâmplat? Și o să-mi scrieți în secțiunea pentru comentarii. Ce s-ar fi întâmplat dacă l-aș fi chemat pe altul în casa acolo? Ăla poate și fricos. Poate că lua frica când vedea pe ăștia doi și ieșea și ăla cu maceta în mână. Poate că nu-i dătea în gând și n-avea sânge în el să dea cu lichid stânga-dreapta să ducă spre ăla. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-aș fi reacționat așa? Voi o să spuneți, de ce n-ai preferat să dai pumn stânga-dreapta? Bă, nu te riști. Nu te riști. N-ai de unde să știi de-l prins pe ăla bine, n-ai de unde să știi cât e ăla de bun la bătaie. Erau trei acolo, dar eu nu eram zmeu să fac pe zmeu să mă bat cu pumnii cu ăștia și ăla să vină și cu maceta. A, bă, ce dracu. N-ai cum să faci așa ceva, cât de bun ai fi la bătaie, cât de mare încredere ai avea în tine, trebuie să fii prost să te riști în calul ăsta. Nu. Ce s-ar fi întâmplat? Ia să-mi spune și mie. Ce credeți voi că s-ar fi întâmplat dacă eu nu reacționam așa? Bine că vreau să spuneți, bă, păi tu ești nebun. Și erai nebun că te duceai în casă la clienți și n-aveai încotro. N-aveai. Eu dacă m-am riscat să fac ceva, nu m-am riscat că era viața roz și m-am riscat să fac ceva. Înțelegeți? M-am riscat de nevoie. De nevoie și ambiția. Eu v-am mai spus în clipul care l-am făcut cu ambiția învinge sărăcia, ambiția din mine. Am văzut în secțiunea pentru comentarii, bă, îmi place să intru acolo și să vă citesc comentariile, să văd părerile voastre, să vă cunosc. Deja acum când intru în secțiunea pentru comentarii, eu știu, a, n-a intrat cu tare, să-mi scrie, a, n-a intrat cu tare, da, n-a intrat cu tare. Deja am început să vă cunosc, înțelegeți? Și intru și vă citesc acolo comentariile și îmi place că fiecare dintre voi veniți cu o părere, bine, alții mă salutați și astea. Îmi place ce comunitate am format și îmi place că vin oameni noi pe canalul meu YouTube și chiar vă salut anticipat pe toți care vă abonați. Bineînțeles, vă salut și pe toți care v-ați abonat. Vin oameni noi pe canalul meu și citesc ei comentariile. Și vin și scrie, bă, rusule, își citesc comentariile, ești foarte apreciat, bravo, țin-o tot așa, felicitări, ai o comunitate numărul 1. Mă bucur mult, da. Oricum, asta e una din situațiile în care am trecut. Bine, eu n-am mai stat în Alicante, mi-am luat jucăriile, mi-am luat tot și m-am reîntors înapoi în Alicante, n-am în Rocheta. Bă, n-am mai stat acolo, ce să mai stau să mai caut alea și când se întâmplă o situație de asta, imediat trebuie să pleci. Nu stai să faci răzbunare cu marocanii, că nu știi ce categorie sunt și ce spate au.
Dar nu stai să... I-am făcut treaba și am plecat. Bine că mi-am luat taurul, n-am ieșit pagubă și am plecat. O să vă povestesc. Băi, am multe, mă. Am multe să vă povestesc, dar nu pot să vi le povestesc pe toate într-un vlog. Am multe. Multe, multe adevărate lecții de viață. O să vedeți dintr-unele, o să învățați cum să faceți bani. Să învățați ăștia care vă ocupați, cumpărat, vândut de mașini, care n-aveți încă o ocupație. Să vedeți în câte feluri puteți să faceți bani. Păi am multe, multe să povestesc și să vedeți. Încă o dată vă spun că aveți tot respectul meu. Dacă mă apreciați și dacă vreți, doar dacă vreți, puteți să dați o distribuire pe Facebook-ul vostru, să vadă toată lumea. Un like, dacă apreciați ceea ce fac eu. Și eu oricum vă salut pe toți, fără nicio diferență. Pe toți vă salut, prietenilor. Și vă spun că aveți tot respectul meu. Și ne revedem, bineînțeles, la următoarele vloguri. Să știe. Numai bine, vă salut!